Stimați frați și stimate surori, bine ați venit la ora de închinare înaintea Domnului nostru Iisus Hristos. Meditația din dimineața aceasta am intitulat-o Puterea Credinței. Și ca motto al acestei meditații mă folosesc de câteva versete din Evanghelia după Ioan, la capitolul 15 cu versetul 7, și la capitolul 14, versetele 12 și 13. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Iar în capitolul 14 spune astfel: adevărat, adevărat vă spun, că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere în numele meu voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Cu cât sunt mai mari cererile noastre, cu atât dovedim că onorăm mai mult pe Dumnezeu și dăm pe față mai multă credință în îndurările sale și în puterea sa. Este timpul să ne revizuim rugăciunile noastre. Cu o credință mai mare, ar trebui să cerem binecuvântări mai mari. Dumnezeu ne invită la aceasta prin prorocul Ieremia, la capitolul 33, cu versetul 3. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi arăta lucruri mari, lucruri pe care nu le cunoști. Dumnezeu ne încurajează să cerem lucruri mari și să nu șovăim. Ce invitație! Când am cerut ultima dată lui Dumnezeu un lucru mare? Mă tem că acesta este motivul pentru care noi n-am putut să ne dăm seama de lucrarea puterii sale în favoarea noastră. Aveți credință în Dumnezeu, spune Domnul Iisus în Evanghelia după Marcu, la capitolul 11, versetele 22 și 26. Iată, Iisus a luat cuvântul și le-a zis: aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare să vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca Tatăl vostru ceresc, care este în cerul, să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Aceste cuvinte sunt o garanție chiar din partea Domnului Iisus. El ne arată că prin rugăciune și credință ne stă la îndemână o putere la care rare ori am visat. Și dacă suntem pe deplin convinși de lucrul acesta și dacă suntem legați de Dumnezeu printr-o consacrare credincioasă, puterea aceasta va lucra pentru noi și în noi. Mi-aduc aminte de o povestire pe care am auzit-o de multe ori în copilăria mea. Sigur că o știți și dumneavoastră. Tatăl meu ne spunea această povestire de câte ori se găseau doi copii la un loc. Este vorba despre, și o spunea oricui era dispus să-l asculte, este vorba despre proverbiala credința lui George Mueller. El descoperise secretul de a face să se reverse puterea lui Dumnezeu. Toate nevoile mari și mici le punea înaintea lui Dumnezeu cu deplină siguranță că ele vor fi împlinite. Iată povestirea. Odată, când George Mueller traversa oceanul, vaporul intră într-o ceață densă.
El se apropie de capitan și îi spuse, sâmbătă după amiază trebuie să fiu la Quebec. Imposibil, spuse capitanul, nu vedeți cât este de groasă ceața? Nu, spuse George Müller, ochiul meu nu se uită la grosimea ceții, ci la Fiul Dumnezeu care face pentru mine tot ceea ce eu îl rog. Nu văd cum aș putea să vă ajut, spuse acesta. Nu-i nimic, eu văd. Să coborâm în cabină și să ne rugăm. Coborâre în cabină și se rugară. George Müller se rugă scurt. Vreau să citesc această rugăciune pentru că este remarcabilă pentru scurtimea ei. Doamne, risipește ceața. Că tu știi angajamentul pe care l-am eu la Quebec și cred că aceasta este și voia ta. Amin. Când capitanul începu și el să se roage timid, George Müller îl atinse și îi spuse, nu, dumneata nu te ruga pentru că și așa nu crezi, dar privește, Dumnezeu a risipit ceața. Spuse mai departe, eu îl cunosc pe Dumnezeul meu și niciodată n-a trecut o zi măcar fără ca să fiu primit în audiență la împăratul. Oare n-am dorit și noi să-L vedem pe Dumnezeu că lucrează cu noi în felul acesta și pentru noi? Să-I spunem Lui toate nevoile noastre, să-I cerem anumite binecuvântări și să fim atenți când ele vor veni. Bine, cineva ar putea spune că Dumnezeu nu răspunde la toate întrebările, la toate rugăciunile noastre. Apostolul Pavel, în cea de-a doua epistolă către Corinteni, la capitolul 5 cu 17, spune astfel, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Tot el, în Evanghelia, în epistola către Galateni, la capitolul 2 cu 20, spune, am fost răstignit împreună cu Hristos, dar nu mai trăiesc eu, și Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. În epistola către Romani, la capitolul 6 cu versetul 10 și 11, spune, fiindcă prin moartea de care a murit el, a murit pentru păcat odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi, socotiți-vă morți față de păcat și viu pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul vostru. Nostru. Mulți oameni nu înțeleg cum e să fii mort față de păcat. Cineva dornic să explice odată pentru totdeauna, scuzați, a dat următorul exemplu. Închipuiți-vă un cadavru. Ce putere mai are Satana asupra lui? Căci Dumnezeu vrea să locuiască în inimile noastre, este făgăduit de Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, la capitolul 4, 14, cu versetul 23. Drept răspuns, Iisus a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Dacă Iisus nu ne-ar fi spus lucrul acesta, poate că am avea motive să ne îndoim. Dar Iisus a spus că Tatăl Său, prin Duhul Său cel Sfânt, vor veni și vor locui împreună cu mine și cu dumneavoastră. Tot ce se cere de la noi este să păzim cuvântul Său. Iată un preț atât de mic pentru o binecuvântare atât de neprețuită. Dar aș vrea să căutăm în Sfânta Scriptură exemple de oameni ai credinței care au făcut lucruri mari pentru Dumnezeu.
În Cartea Împăraților, la capitolul 1, este descrisă cauza morții împăratului Ahazia, care trimisese să întrebe pe Baal Zebub dacă se va vindeca de boala lui. Și când n-a primit niciun răspuns, a trimis la prorocul Ilie. Dar acesta a mistuit de câte două ori cele două căpetenii și cu cei 50 de oameni ai lor. A treia căpetenie s-a smerit înaintea omului lui Dumnezeu și a pornit împreună cu Ilie la îndemnul îngerului să-i spună personal lui Ahaz că va muri din cauza că oare nu există Dumnezeu în Israel? De l-ați întrebat voi pe Baal Zebub? Iată puterea pe care o dă Dumnezeu unui om care își pune de plina lui încredere în Dumnezeu. Un alt exemplu vine tot din Cartea Împăraților, la capitolul 17, versetele 21 la 24. Este vorba de vindecarea fiului văduvei. Iată rugăciunea lui Ilie. Și s-a întins de trei ori peste copil, a chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el. Domnul a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. Ilie a luat copilul, l-a pogorât jos în casă, din odaia de sus, și l-a dat mamei sale. Și Ilie a zis: iată, fiul tău este viu. Și femeia a zis lui Ilie: cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului este adevăr în gura ta. Iată ce poate să facă o rugăciune remarcabilă pentru scurtimea ei. Doamne, fă să se întoarcă sufletul copilului în el. Amin. Un alt exemplu este tot din Cartea Împăraților. Este vorba de Ilie înaintea lui Ahab. Avem iarăși de-a face aici cu o rugăciune remarcabilă, nu numai prin scurtimea ei, dar și prin efectul pe care l-a avut asupra poporului. Iată ce spune Întâia Împărați, capitolul 18, versetele 36 la 39. Vă citesc doar rugăciunea pe care a făcut-o Ilie. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel și că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele, pământul și asup și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis: Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Voința noastră, sub conducerea divină și sub călăuzirea Duhului Sfânt, se va da pe față în mii de fapte minunate pornite dintr-o slujire plină de credință. Noi nu ne este dat să înțelegem toate tainele și toate lucrurile, ci doar să credem și să le primim. Dacă primim făgăduințele sale și dacă deschidem larg inima noastră Duhului Sfânt, vom primi schimbarea, binecuvântarea și biruința. Atunci datoria devine o plăcere și sacrificiul o bucurie. Secretul vieții evlavioase este locuirea lui Hristos în noi.
Identificarea vieții noastre cu cea a Domnului Hristos. Am spus mai înainte că nouă nu ne este cu putință să înțelegem toate tainele și să înțelegem toate lucrurile, ci doar să credem. În epistola către Romani, la capitolul 4 cu versetele 4 și 5, citim. Atenție că este un text atât de important pe care pot să vă spun că nu l-am văzut până acum și sunt uimită de ce vrea să ne spună. Însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui îi se socotește nu ca pe un har, ci ca pe ceva datorat, pe când celui ce nu lucrează și crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el este socotită neprihănire. Prin urmare, lucrarea este socotită ca pe ceva datorat și nu ca pe un har. Căci ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit neprihănire. Tot Apostolul Pavel, tot în epistola către Romani, la capitolul 4 cu 13 spune: în adevăr, făgăduința făcută lui Avram că va moșteni lumea n-a fost făcută pe temeiul legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin credință. Apostolul Petru susține și el în prima carte a Apostolului Petru, la capitolul 1 cu versetul 5: voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Apostolul Ioan susține și el: pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Apostolul Pavel spune și el: credința noastră să fie întemeiată nu pe învățătură omenească, ci pe cuvântul lui Dumnezeu, pe puterea lui Dumnezeu. În epistola către Galateni, la capitolul 5 cu versetul 6, citim, parafrazez: credința care lucrează prin dragoste față de Dumnezeu și față de semeni este împlinirea legii. Pentru că dragostea, știți dumneavoastră, nu va pieri niciodată. Credința adevărată este o credință militantă care se manifestă prin fapte. Ne ajută să biruim toate încercările vieții. Ne ajută să arătăm aceeași bunăvoință față de toți oamenii. Credința adevărată ne transformă inima și felul de vorbire. Ne învață să trăim în evlavie în toate aspectele vieții. Credința adevărată ne face să așteptăm venirea Domnului Iisus ca pe o rezolvare a tuturor suferințelor și necazurilor noastre. Apostolul Petru spune în prima sa carte: pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Ne apropiem așadar de timpul când fiecare dintre noi va trebui să stea singur în apărarea credinței sale. Apostolul Pavel, în a doua epistolă către Corinteni, la capitolul 13, versetul 11, spune astfel: încolo, fraților, fiți desăvârșiți, fiți sănătoși, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu noi, cu voi. Rugăciunea mea este: Doamne, ajută poporul Tău să ajungă la această treaptă a desăvârșirii. Amin. Amin.